În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.972 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 611 mai puține față de ziua anterioară. 377 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare. Cele 2.972 de cazuri noi au fost depistate după efectuarea 32.185 de teste. Dintre acestea, 10.612 teste RT-PCR și 21.573 teste rapide antigenice. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 247 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 21 de decese COVID. În intervalul 30-3-2022-31-3-2022 au fost raportate de către INS pe 21 decese, 9 bărbați și 12 femei, dintre care 7 anteriori intervalului de referință. Dintre cele 21 decese, unul la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 7 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 10 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Din totalul de 21 pacienți decedați, 16 au fost nevaccinați și 5 vaccinați. 3 dintre pacienții vaccinați care au decedat aveau vârsta între 70-79 de ani, iar 2 aveau peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități. Până astăzi, 65.015 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. Peste 400 de pacienți la ATI. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2517, cu 70 mai puțin față de ziua anterioară. Recomandări, cel mai cunoscut scriitor ucrainean a trimis publicului românesc un articol, Stalingrad. Nu, Mariupol. De asemenea, la ATI sunt internate 403 persoane, cu 8 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 403 pacienți internați la ATI, 352 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați, 159 sunt minori, 157 fiind internați în secții, cu 17 mai puțin decât în ziua anterioară și 2 în ATI, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară. Cum au evoluat numărul de cazuri noi și numărul testelor efectuate în ultimele zile? CSP.ro, detaliul care a uimit pe toată lumea. De ce pun rușii crengi pe blindate și mașini de transport? Aduce a disperare. Plaite.ro, Vladimir Putin trăiește cea mai mare umilință posibilă. Este ireal ce îi se întâmplă în plin război cu Ucraina, din partea celor. Observator.news.ro, ce au pățit soldații ruși după ce au răscolit praful radioactiv de la Cernobil. 300 de militari au fost evacuați. Horoscop, 31 martie 2022. Taurii se simt prinși între două contradictorii care îi invită la o înțelegere a situației de ansamblu. Știrile ProTV, soldații ruși din Ucraina nu mai execută ordinele superiorilor și au început să-și doboare propriile avioane. Orange Sport, ro, imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis? Soldații ucraineni au rămas perplexi. Foto.